De câte ori v-ați întrebat ce fac pentru voi deputații și senatorii pentru care ați pus ștampila pe buletinul de vot la fiecare scrutin? Dacă până acum nu ați avut răbdare să le analizați activitatea, facem noi acest lucru. În 3 minute vă arătăm cât și ce au muncit parlamentarii din fiecare județ. Astăzi analizăm activitatea lui Dorel Gheorghe Căprar, ales în circumscripția electorală numărul 2 Arad pe listele PSD. Acesta este al doilea mandat al său. Este președinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. În anii 90 a lucrat ca șofer, apoi ca gestionar, tehnician și consilier juridic. În 2012 a ajuns în Parlament. Înainte să devină deputat, a fost consilier local și consilier județean. Activitatea sa din acest mandat este extrem de redusă. 9 luări de cuvânt, o declarație politică, o întrebare și interpelare, 27 de propuneri legislative și o moțiune. Întreaga durată a luărilor de cuvânt este de 21 de minute și 49 de secunde. În campania electorală a venit cu următorul mesaj pentru alegători. Cred în România pentru că vreau ca această țară să fie una dintre cele mai puternice țări din Europa. În actualul mandat, deputatul PSD Arad a avut 1196 de voturi. Prezența sa la votul electronic este de 38%. Pentru munca depusă în Parlament, Dorel Căprar încasează o indemnizație lunară de 10.871 de lei. Dacă în plenul Camerei Deputaților Dorel Căprar este inactiv, pe rețelele de socializare este o prezență constantă. De asemenea, este amator de evenimente precum zilele comunelor, fii satului sau depuneri de coroane la comemorări și aniversări. Organizează conferințe de presă și trimite comunicate de presă. Nu ratează nicio ocazie să își atace adversarii politici. De fiecare dată noi venim cu argumente concrete, cu documente, să vadă toată opinia publică cam cum funcționează adversarii noștri politici. Cred că prin acțiunile acestea, până la urmă, cred că sunt niște acțiuni bazate pe, cred că, ceva halucinogen. Nu știu cine le dă aceste substanțe halucinogene, dar așa cum am văzut abordările din ultima perioadă, cred că se bazează pe ceva neidentificat la această oră. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului PSD Arad. Este fidel partidului din care face parte, este activ în afara Parlamentului și nu are probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele: prezență foarte redusă la votul electronic, număr extrem de mic de luări de cuvânt și propuneri legislative foarte puține. Pentru activitatea depusă în acest mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 deputatului PSD Arad, Dorel Căprar.